Dacă îmi permiteți acum, haideți să vă mai spun ceva. Lăsând de o parte buna credință, până la urmă trebuie să existe și un interes foarte clar al angajatorului. Ori în România, în momentul de față, angajatorul, multinaționalele acestea despre care se tot vorbește cu atâta pasiune în ultima vreme, au constatat următorul lucru. Se confruntă cu o criză de resursă umană înalt calificată. Pentru că toți cetățenii sau toți tinerii noștri care au o pregătire superioară, sunt înalt calificați și nu numai, au plecat din această țară. Nu stau la salarii mici. Ori să fii de atât de nebun, ori să fii atât de nebun în momentul de față, când tu nu-ți găsești salariați, nu-i găsești, acesta este adevărul. Sunt lucruri recunoscute de ei, ce poate spune oricine. Nu-i găsești în momentul de față. Este o realitate. Nu este explicația doamnei Vasile. Nu este explicația doamnei Vasile. Domnul Coarnă, nu să-și permită nimeni să nu transfere contribuțiile pentru că e o criză fantastică de forță de muncă. Doamna, atitudinea este emoțională, nu este tehnică. Angajatorii se vor comporta diferit. Doamna Vasilescu, v-a dat aceeași explicație ca și domnul Nistor, pentru că o întreagă echipă la nivel guvernamental, parlamentar, sindical, social, cum vreți, crede în acest proiect, domnul Coarnă. Domnul Nistor crede, credeți-mă ce vă spun. Mai este ceva. Dați-mi voie 10 secunde să vă întrerup, pentru că la telefon este domnul Beța, consultant în domeniul fiscal. Mă bucur că a venit domnul, că e consultat fiscal specialist. Chiar domnul Benza? Da. Păi, emisiunea a chemat în platou doi experți în ceea ce înseamnă planul social și la telefon un expert în ceea ce înseamnă banii țării. Domnul Benza, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună seara și văd că este o dispută generală la dumneavoastră. Este bine că aceste schimburi de idei vor aduce progresul. Noi încercăm să ne facem menirea de televiziune națională, de televiziune cu caracter public infoeducativ, să lămurim pe cei de acasă ce se va întâmpla. Acum vă întreb așa, și cu rugămintea, știu că e greu ce vă rog, dar fac totuși efortul să cred că puteți face. Coborâți dialogul cu mine și cu noi, la nivelul celor de acasă, să înțeleagă toată lumea ce spuneți. Știu că puteți face asta. Domnul Bența, astăzi s-a pus în aplicare, s-a declanșat mecanismul acestei, hai să-i spunem cu ghilimele, revoluții fiscale. Care credeți că vor fi efectele pentru bugetari și care vor fi efectele pentru cei de la privați, generii vorbind? Bună seara tuturor, aș vrea să spun că aceasta este opinia mea profesională, nu vreau să fie îndreptățită de nicio opinie politică, este doar un calcul cinic fiscal. În urma modificării trecerii contribuțiilor de la angajator la salariat, salariile nete în mână vor scădea cu 16% dacă angajatorul nu majorează salariul brut cu 20%. Deci asta este un calcul strict, matematic, cinic, cum vreți dumneavoastră. Acum, dacă vor fi angajatori care vor majora salariile, vor fi, categoric. Eu, de exemplu, la mine la cabinet am majorat cu 25% salariile ca să nu-mi plece fetele în decembrie să-și caute CV-uri. Dacă vor fi angajatori care nu vor majora, vor fi cu siguranță. Acolo. Și vă dau niște exemple concrete. Deci multinaționalele care trebuie să raporteze afară. Au venit aici să facă profit, vor face profit și doar direct în basket, ca modificat guvernul asigurările sociale. Dacă vor fi angajatori care vor mări parțial sau doar la unii, vor exista. Atâta timp cât în lege nu există o prevedere foarte clară și opinia mea e că nici n-ar putea să există astfel de prevedere, dar hai să zicem că ar fi trebuit să existe, care să spună clar, tovarăși, începând de mâine, majorați salariile brute cu 20% ca să fiți fix pe aceleași cheltuieli, atunci oricine poate să decide, fie cinic în favoarea lui să-și majoreze profitul, fie să majoreze salariile și poate cu mai mult de 20%. De exemplu, aș vrea să majorez cu mai mult salariile, pentru că avem o inflație galopantă, pentru că vreau să mă bazez pe oamenii mei și vreau să conduc afaceri și după ce trece acest guvern. Domnul Bența, dumneavoastră faceți în mod corect ceea ce au făcut și alții în mod corect, ceea ce faceți domnul Nistor și ceea ce faceți domnul Coarnă. Ne liniștiți pe noi ăștia 3,5 milioane de oameni care muncim la privat, că nu ne vor scădea salariile, domnul Bența, într-o țară în care la bugetar le cresc salariile de la anul. Nu înțelegeți că este o absurditate națională? 3,5 milioane de români muncesc. Domnul Bența, o secundă. Dumneavoastră nu sunteți doar expert, nu sunteți doar expert în domeniu. Sunteți și angajator, după cum bine ați spus. Dumneavoastră nu vedeți în ce capcan am fost aduși de actuala putere politică? 3,5 milioane de români se zbat să nu le scadă salariile după 1 ianuarie, în timp ce la anul vor crește la profesori, la domnul Nistor, că și-au negociat și bine au făcut, vor crește la medici, vor crește la polițiștii lui Coarnă, vor crește la armată, vor crește peste tot. Iar la bugetari,
fără să vreau să încaier pe nimeni, ne luptăm ca dracii, aia să nu ne scadă numai salariile. Puțin, numai puțin, haideți să... O secundă. Numai puțin. Domnule, vă rog. Te-ai expus foarte clar la nivel teoretic niște lucruri care se vor întâmpla în practică. În sistemul privat vor fi trei variante de lucru. Odată vor transfera contribuțiile și veți rămâne pe net identic. Doi, vor transfera parțial și ne scade o parte. Vor transfera, deci vor fi pe minus. Atenție mare. Domnule, ai auzit pe un caz, zic că e sigur că vor fi zone în care vor scădea salariile. Ce sunt sigur eu. Din 3 milioane jumate de angajați, 30% vor scădea salariile. Ce țară e aia, domnul Nisor? Acum mă întreb pe dumneavoastră serios, domnul Nisor. Ce țară e aia care, prin efectul unei legi, măcar 1000, dacă la 1000 de români, dacă pentru 1000 de români scad salariile, nu, 1000. Și eu îmi pun acum contractul de angajare la B1 pe masă, îl rup și plec din presă, dacă la anul după 1 ianuarie nu vor fi măcar 1000 de români care au alescat salariile. Eu o să vă spun următorul lucru, că în situația în care exista problemă de genul acesta, cel puțin eu ca și cadru didactic voi fi alături de colegii mei din mediul privat. Să fim bineînțeleși. Pe de altă parte... Va fi târziu un cod fiscal. Pe de altă parte, nici nu pot accepta această prea plecare în fața celor de la multinaționale, că domne, ei le fac, dictează și nu li se poate întâmpla absolut nimic. Domne, dacă facem o comparație între ce se întâmplă cu multinaționalele și ce se întâmplă cu organizațiile patronale, cu cei din mediul privat din România, vom avea o constatare total stupefiantă. Domnul Bența tocmai deci a spus că s-a creat posibilitatea ca multinaționalele să-și majoreze profitul. Deci cu alte cuvinte, asta vreau să-l iau atunci. Tocmai asta a făcut guvernul astăzi. Uite, dacă eu greșesc, domnul Bența e specialist. Guvernul a creat astăzi o posibilitate în practică cu legea pe care au adoptat-o astăzi, să majoreze profitul. Este, domnul Bența? Aș vrea să vă uitați pe la conferința domnului Mișa. A plecat la primul exemplu, la suma de brută de 3200 de lei. Dumnealui a mers pe exemplu de 3200 de lei. Fără niciun fel de argumentație, a reluat calculul pe suma de 3820. Vă rog să vedeți înregistrarea și exemplul dat de dumneavoastră. Întrebarea aia este... Cum a reușit domnul Mișa din Condei să crească acel salariu brut de la 3200 de lei la 3820 pe care mi l-a dat nou ca exemplu? Vă spun eu cum. În mintea dumnealui există posibilitatea juridică, am discutat lucrul ăsta la guvern, că am fost și eu prezent în comisie cu domnul Mișa, cu domnul Tudose, cu doamna Olguța Vasilescu, care insista să mă convingă că juridic au posibilitatea să emită o normă în care să oblige angajatorul în privat la un salariu mai mare decât salariul de bază minim. Eu zic următorul lucru. Haideți să nu facem nimic în țara asta, să lăsăm multinaționale să-și bată joc de salariat. Haideți să lăsați-mă în pace. Faptul că venim și plătim oamenii, să că sunt plătiți oamenii prost în mediul privat, este o realitate. Că în loc să le dai un salariu corespunzător calificării și importanței muncii pe care o prestează, păi nici le dai tichete de masă sau alte prostii sau alte forme de decontare. Este aberant, vă spun din start. Da? Eu nu pot accepta în momentul de față să nu vii cu niște măsuri tranșante care îmi reglează și soarta salariatului din mediul privat. Și acum, eu v-am spus foarte clar, dați-mi voie. Vreau să revin. Unde o să majoreze salariile în privat? Salariul de 3000. Deocamdată nici dumneavoastră nu puteți să-mi explicați foarte clar. Nu puteți să-mi explicați foarte clar unde anume va scădea salariul în privat. Deci până nu se întâmplă așa ceva, să văd. Patronul cu tare. A discut că de salariul domnul Bența, care e pe telefon și n-are tehnic cum să ne țină piept. N-are cum, e pe telefon. Domnul Bența, o ultimă întrebare, cu rugămintea, o să stăm de vorbă probabil după emisiune sau o să vorbim, o să vă rog pe... Aș vrea să răspund la o singură întrebare. Vă rog. Să presupunem că în fața dumneavoastră este angajatorul Adrian Brența, care este un om mai cinic. Și zice, eu nu o să majorez salariile, că nu vreau eu. De ce? Ca să demonstrez oricui că e o lege proastă. Da. Puteți să mă obligați? Nu. Nu pot să vă oblig. Dacă eram în locul meu, să vă întrebam așa. Puteți să mă obligați una și a doua. Bă, barbule, dacă ai fi angajatul meu, unde ai pleca? Domnul Bența. Generic vorbind, o secundă, domnul Sor. Generic vorbind, domnule Bența, tragedia spuselor dumneavoastră și ale domnului Coarnă, tragedia și adevărul spuselor dumneavoastră este următorul. Este următoarea. 70 calcule deloc empirice. 70% dintre angajații români sunt captivi la privat. Da, corect. Nu au unde să meargă. E adevărat că ai dumneavoastră îi țineți cu hățurile acolo și le măriți salariul pentru că probabil sunt o mână de oameni, sunt foarte buni într-o zonă căutată. Dar ce te faci, domnule Bența, cu ăia care lucrează la privat și odată ce i-a spus privatul marș că nu-ți mărești salariul, nu are unde să ducă și are 3 copii acasă. Aia e problema, domnul Bența. Da, numai că eu, spre deosebire de alte persoane, lucrez în privat și nu pot să decid.
Am fost de vreo două ori invitat și eu după la ANAF, când s-au mai făcut niște treburi tehnice, în rest n-am fost invitat ca să mă întrebe cineva de opinia lui Ben, dar deși am fost televiziunea mai fost. Așa că ce să fac? La următoarele alegeri o să decontez. Foarte până tare. Atunci scapă cine poate. Foarte tare. Ultima întrebare și răspundeți cât se poate de scurt, vă rog, ca să continuăm aici în, în platou. Teddy, să vorbești cu domnul Bența, poate chiar mâine să vină la emisiune să explice încă o dată. Vă invit acum, domnule Bența, și o să stea producătorul de vorbă cu dumneavoastră după ce ieșiți din direct. Săptămâna mâine... următoare, că mâine este, sunt plecat din București. Bine, stabilim ce vreau să vă întreb, după părerea dumneavoastră, de unde vor compensa guvernanții cele aproape 7 miliarde de lei pagubă în visteria tuturor primăriilor din România? Din extinderea bazei de calcul la diverse alte vreo 500.000 de contribuabili, credeți că guvernul ăsta e chiar atât de slab profesional încât să-și pună în cap 5 milioane de salariați? Haideți să vedem de unde mai scot bani. De la contractele de închiriere sunt declarate vreo 200.000. Acum, astăzi, plăteau 5,5% sănătate. De la anul vor plăti 10%. 10%, corect. De la persoanele care depun declarații de impozit pe venitul activității agricole, sunt vreo 200.000 de declarații depuse. Plăteau acum undeva la 16% asigurări sociale. De la anul vor plăti 35%. Și pe la PFA s-a umblat, încă nu sunt foarte, n-am citit ultima variantă de proiect, exact. Dar și pe la PFA s-a umblat un pic. Adică voi, în loc să plătesc acum 16,5% asigurări sociale, voi plăti 20-35%. E adevărat, la un salariu minim pe economie. Dar eu cred că și-au făcut calculele și în sens invers. Lasă că mai câștigăm mai bine dacă îi punem pe tot. Și mai câștigă de undeva, din majorarea salariului minim pe economie. Vă mulțumesc mult, domnule Bența. Trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Revenim imediat cu domnul Nistor și cu domnul Coarnă. Și repet, deliciul care vă așteaptă este dincolo de ce vă imaginați. Doar ne sunați, ne spuneți salariul actual și noi vă spunem ce salariu veți avea după aplicarea legilor Tudose. Da, ne-am întors oameni buni, un scandal mare în pauza publicitară, să ne luăm de perigăți aici. Îi spuneam lui Marius Nistor, și pe bună dreptate cred eu, și îi spuneam și lui Coarnă, mă, voi la polițiști, dacă mâine se întâmplă ceva, a fost necazul, că omorât polițiștul, vă aduceți aminte, noaptea în gară, da? Ăsta s-a dus, mitică Coarnă, s-a suit în mașină, a plecat acolo, a făcut un scandal național, s-a dus peste Carmen Dan, l-a apărat pe ăla, Dumnezeu să-l odihnească. Pe noi, de la privați. Suntem 3 milioane jumate, dacă 1.000, dacă 10.000, dacă 100 de privați au salariile scăzute după legea lui Tudose. Cine îi apără pe aia? 100 vă spun eu, nimeni. Îmi spunea Marius Nistor, da, bă, Tudore, mie dacă la 10 profesori îmi umblă ăștia la salariu, ies, mor cu ei de gât în stradă. Păi da, bă, Nistor, mor de gât de la noi, la privați, care n-avem sindicate. Care-i diferența? Noi n-avem sindicate. Asta este diferența, pentru că marea nemernicie, și acela este momentul cheie care nu trebuie uitat. A fost modificarea codului muncii și a legii 62, legea dialogului social. Au fost legi care au fost, cum să vă spun, impuse. Ascultați-mă puțin. În mediul privat. A avut o mie de variante. Dar vă rog că a fost și Cioloșul. În mediul privat nu s-a mai putut negocia un contract colectiv de muncă. Nu s-a mai putut negocia un contract colectiv de muncă la nivel național. Sindicatele în mediul privat sunt inexistente. Pentru că așa și-au dorit mari investitori străini, marile multinaționale, n-au nevoie de sindicate. Pentru că au nevoie de niște oameni pe care să-i calce în picioare. Multinaționale au ajuns stăpâni în țara asta, că așa a vrut clasa politică românească. Nu este normal așa ceva. Eu găsesc normal să se echilibreze relația dintre angajator și salariat. Este normală modificarea legii 62, astfel încât să ai contracte colective de muncă în mediul privat. Este normal să văd organizații sindicale în mediul privat. Nu pot să cred. Eu mă uit la dumneavoastră stupefiat. Vă știu un om sănătos, un om normal, român adevărat. Dom'le, multinaționale astea pe care le hulește Tudose și pe care văd că și noastră nu prea le vedeți cu ochi buni, astea finanțează România și produc PIB-ul României. Și că dacă ăștia pleacă acasă mâine... Și am o întrebare, cât? Nu vă puneți întrebarea... Vă puteți imagina România fără Renault? Da, domnule, stați un pic. Vă puteți imagina fără Renault? Dau doar exemplu Renault. Haideți să fim bineînțeleși. 7% din exporturile țării sunt de la ei. Eu nu imaginez existența țării fără existența multinațională. Și atunci cum puteți reține cu picioarele pe ei? În egală măsură, nu-mi doresc nici ca majoritatea profitului să-mi plece în afară, iar salariații pe care au multinaționalele cu care își fac profitul respectiv să fie prost plătiți și la dispoziția lor oricând. Asta nu pot accepta. Și încă o dată, vreau să vă spun ceva. Când discutăm de politica salarială, lăsând deoparte ce este în România,
Când vin reprezentanții băncii europene și spun ce? Oameni buni, lăsați-o naibii că nu poți să ai creștere economică pe consum. Creșteți salariile, pentru că tinerii în întreaga Europa, datorită lipsei locurilor de muncă, au unor salarii proaste și în România nici nu mai discutăm. Sunt debusolați, nu mai sunt interesați. Da, domnul Coarnăvă, că sunteți foarte preocupați să luați cuvântul. Nu mă lăsați. Vă voi lăsa, domnule. Domnul Nistor e foarte pătimat și mă bucur. Barbu Nistor și eu sunt la mijloc. Ia să ne aduceți aminte să vă răspund la treaba cu banii deci, din România. Deci tot ce înseamnă Uniune Europeană nu are toată sarcina fiscală. Bagă-mă imagine. Așa, bravo. Angajat. Trebuie să ieșim acolo 15 milioane. Înțelegeți? Așa. Da. Ce fac oamenii ăștia în momentul de față, au impresia că noi suntem ori idioți, ori reduși mental, ori nu pricepem lucrurile. Adică? Au creat posibilitatea, apropo de multinaționale, acum orice angajator trebuie să respecte legea. Da. Eu mă pot comporta diferit cu angajatul meu. Dacă vreau lui Barbu să-i majorez de la 3.000 la 3.800, îi majorez, dacă nu, nu. Corect. Iar lui Barbu, dacă nu-i majorez de la 3.000 la 3.800, în loc să ia 2.104 lei net cât e acum, da, o să ia 1.740. Da. Și așa o să se întâmple. Da. De-a înțelegeți ce, de ce puteți ce să vă răspundeți că sunteți jurist. Puteți sunt să răspundeți la o întrebare? Da, un jurist bun chiar. Nu știu dacă... Ba, credeți-mă pe mine, nu-mi permit afirmații pe care, la care n-am acoperire. Vă rog. Guvernarea României. Puterea din România, puterea, România ca țară, nu poate gestiona relațiile cu multinaționalele decât prin această lege, nu putem să le oprim, cum să zic, acest exod de profit în mod ilegal în afara țării nu poate fi oprit decât așa? Ia spuneți-mi. Păi nu, că acum nu-l opresc, acum majorează profitul. Asta vreau să spun. Prin această ordonanță de urgență la modificare la codul fiscal, există posibilitatea, juridic vorbind, să maximizezi profitul prin acest 21% care înseamnă transfer de contribuții. Nu sunt obligat să-i dau decât la salariul de bază minim brut. Adică să-i facă să piardă pe angajat, să câștige bravo angajatorii. Bă, păi vede ce ușor e? Vede ce simplu e? Da. I-am mărit, v-am lăsat 5 minute, v-am lăsat, vă rog, lăsați-mă. Da? Am tăcut. Deci lucrurile sunt foarte bine așezate, numai că oamenii nu înțeleg. Apropo de privat, la un moment dat eram la guvern, domnul Ciolacu, și explic lucrul ăsta cu 3.000. Îi dau pixul domnului Tudose. Domnule, luați-l pe al meu că știe aritmetică, dă cu minus. Și am făcut pe 3.000. Domnule, reacție spontană, corect, are dreptate, Coarnă, scad salariile. Domnul Tudose, domnul Ciolacu făcea, domnule, dar dumneata, reprezint și privatul, reprezint pe cine vreau eu în țara asta. Pentru că un sistem normal, într-o lume normală, trebuie să fie o relație corectă între public și privat. Nu putem să ne batem joc de angajat de la privat în favoarea altuia sau invers. Nu putem funcționa unul fără altul, trebuie să înțelegem public cu privat. Mersi, ori, nu. 10 secunde că te iau pub, zi. Ok, frat, las pub după. Bine, luăm publicitate, revenim, o să mergem după această scurtă pauză publicitară în Banat, în capitala Banatului. O să aveți o surpriză, un punct de vedere, cum să zic, relevant în ceea ce înseamnă scăderea de impozit și impactul acestei scăderi de la 16% la 10% în marile orașe, începând cu capitala Republicii, și apoi deschidem telefoanele pentru acea surpriză extraordinară, calcularea în direct a salariului oricărui om ce prinde firul liber și vorbește cu noi la telefon.